Filmul începe cu un bărbat numit Styles, care este condamnat la moarte din cauza unei crime de care este acuzat. El nu a comis crima, este onest, religios și un soldat onorabil pentru țara sa. Este pe care să fie injectat cu substanțe letale, iar un preot îi cere să-și mărturisească păcatul, dar Styles îi spune preotului că nu a comis nicio crimă. Este injectat până la moarte, iar un doctor îl examinează și confirmă moartea lui. Dar el se trezește curând după injecție, neputând să creadă că este în viață. Îi întreabă de ce îl țin în viață. Omul îi spune că deoarece a fost militar înainte de a fi condamnat la moarte, au decis să-i ofer o alegere înainte să moară. Prima opțiune este să expună un experiment medical. Dacă nu, îi pot administra și injecția pentru a muri imediat. Sergentul Styles, neavând nicio altă opțiune, se supune în experiment medical despre care nu are nicio idee. Curând, vine un doctor numit Crystal să-l examineze. În timp ce îl examinează, mâinile îi tremură, crezând că el este un criminal. El îi spune că nu a comis niciuna dintre crimele de care este acuzat, dar ea refuză să creadă pentru că vede întreaga poveste la televizor. Îi spune și că au ucis 11 oameni nevinovați. El îi spune apoi că obișnuia să ucidă oameni, dar numai când era în misiune și când primea o ordine de la superiorii săi. Le-au înscenat totul, pare că el i-a ucis pe acei oameni. Apoi îi spune că este înscenat din motive politice și o roagă să nu-l mai fie frică de el. Ea refuză să creadă și îi spune că nu va schimba nimic dacă îl crede sau nu. El îi răspunde că măcar mâna ei va înceta să mai tremure. Ignorând ce i-a spus, ea începe să ia mostre de păr, sânge și piele. El o întreabă care sunt experimentele medicale, dar ea refuză să-i spună pentru că nici ea nu are încă detalii. Ea părăsește camera spunând doar să se odihnească, fără să-i ofere alte informații. Între timp, doctorul Crystal primește ordine despre experimentul medical și este șocat când află detalii. Omul care conduce experimentul îi arată un eșantion extraterestru. Vor să-i facă ADN-ul sergentului Styles compatibil cu ADN-ul extraterestrului. Cu alte cuvinte, vor să-l transforme pe Styles într-un extraterestru și să verifice dacă acesta este dăunător sau nu. El îi spune că este strict secret. Doctorul Crystal îi spune că este posibil să-l transforme pe sergentul Styles, dar nu pot fi sigur dacă poate supraviețui durerii sau nu. Mai târziu, un general vine să-l viziteze și încep să se certe în legătură cu faptul că atunci când Styles era soldat, nu a urmat un ordin de la superiorii săi pentru că personal credea că decizia nu era corectă. Acesta este motivul pentru care îl pedepsesc. Doctorul Crystal ascultă conversația și devine conștientă că nu el a comis crima. Curând, generalul și doctorul îi spun despre experiment. El este foarte surprins când află detaliile. Nu se aștepta să facă acest fel de experiment. Styles obișnuia să aibă încredere în acest general și îi spune că credea că era de partea lui. Generalul simte vinovăție și milă pentru Styles și este pe cale să plângă ascultându-l pe Styles. Generalul își ia la revedere de la Styles și părăsește camera. Doctorul este pe cale să-l injecteze. Tatăl doctorului, doctorul Elmer, care urma să-l injecteze pe Styles pentru a-l transforma, ține o Biblie pe piept și îl iartă pe doctor pentru ceea ce urmează să facă. Doctorul Crystal, fiind surprins, să-l injectează fără milă. Curând, Styles se trezește cu multă durere și varsă. Doctorii vin în grabă și îl injectează din nou. Styles, într-o durere adâncă pe care nu o poate suporta, începe să-i se rupă fața. Îi cade un dinte, dar el își repetă singur fraza: îți pot schimba corpul, dar nu îți pot schimba sufletul. Între timp, doctorul Crystal vine să facă mai multe teste. El o roagă să nu-l mai injecteze. Ea îi spune că nu îl va mai injecta. El o roagă să-i arate puțin demnitate ca un om și să-i dea niște haine. De asemenea, mărturisește că nu a comis crima din nou și din nou. Când îi arată mâna, doctorul Crystal devine șocată. Mâinile încep să dezvolte coarne. În următoarele zile, fața și corpul Styles încep să se schimbe mult. El devine mai agresiv și mărturisește că nu a comis omorul de fiecare dată. Doctorul Crystal își dă seama că mintea lui se dezvoltă atât de repede și durerea prin care trece îl determină să-și mărturisească nevinovăția. După ce și-a mărturisit nevinovăția, strigând, își pierde conștiința și cade la pământ. Doctorii sunt șocați și încep să-i administreze un șoc electric pentru a-i readuce pulsul. Din nefericire, nu reușește să obțină niciun puls și îl pierd. Doctorul Crystal este foarte șocată și cere scuze pentru că l-a făcut să treacă prin asta. În mod surprinzător se trezește și își recâștigă conștiința. Doctorul Crystal este uimită. El realizează că inima lui și-a schimbat locul și începe să bată. Îl întreabă dacă simte vreo durere. El îi spune că nu mai simte durerea pe care o simțea înainte. Doctorii și generalii sunt uimiți și că i s-a dezvoltat o inimă. În secvența următoare a filmului, doctorul Crystal explică omului care conduce experimentul despre abilitățile lui Styles. Ea îi spune că el are de 3 ori mai multă capacitate de adaptare la lucruri noi decât ființele umane și are și de 5 ori mai multă putere decât oamenii. El poate auzi și ce spune ei de la distanță. Acum Styles și-a încheiat transformarea completă și reușește să scape din camera în care l-a ținut. Doctorul Crystal este șocat, dar aflăm că generalii l-au lăsat să scape intenționat pentru a-l prinde și a-l ucide. Fac asta pentru că vor să testeze dacă sunt capabili să vâneze și să ucidă acești extraterestri. Doctorul Crystal este foarte furioasă pe general pentru că au făcut-o să treacă prin tot acest proces doar pentru a-l ucide pe Styles. Ei încep căutarea imediat ce Styles scapă din cușcă. Styles intră în pădure și vede reflexia sa într-un râu.
și își spune din nou că își pot schimba corpul, dar nu îți pot schimba sufletul. Forța militară din spatele lui îl urmărește. Styles reușește să răpească unul dintre soldați. El ia radioul și sună generalul să-i spună că nu va ucide pe nimeni și că știe că ei l-au lăsat să scape intenționat. Generalele sunt uimiți, aud asta. Styles apoi lasă pe omul pe care l-a răpit singur și pleacă de acolo. Dar celălalt soldat îl ucide pe omul răpit de Styles, crezând că el era Styles. El a fost trist să vadă asta. Doctorul Cristale spune că acțiunea pe care o întreprind nu le va spune nimic despre Styles. În schimb, ei pot vedea doar cum va reacționa Styles la aceste situații. Generalul îi recunoaște opinia, dar nu ia în considerare. Apoi merge singur pentru a-l captura pe Styles. Generalul care îi conduce pe celălalt soldat îl caută pe Styles. În timp ce îl caută, soldații aud un zgomot ciudat care poate perturba mintea umană. În timp ce celălalt soldat îl caută pe Styles, generalul este prins brusc de Styles la spate. El îl prinde strâns și îl roagă să le spună celorlalți soldați cine este el. Generalul, fiind speriat, le spune celorlalți soldați că extraterestrul este sergentul Styles și că nu a ucis pe nimeni. El le spune și celorlalți soldați că a fost înscenat de armată și de guvern. Styles explodează apoi și dispare din zonă fără să rănească pe nimeni. În secvența următoare a filmului, în timp ce doctorul Crystal este în cortul ei, este abordată de Styles. Ea era pe cale să strige, dar Styles se închide gura pentru că nimeni să nu știe că este acolo. Ea îi spune că nu știe ce vor să-i facă lui și începe să-i ceară scuze. Styles îi spune că o crede și o întreabă dacă crede că el este un criminal. Ea îi spune apoi că știe că el nu a comis omorul și că este o persoană bună. Acest lucru îi dă lui Styles un sentiment de ușurare pentru că cel puțin o persoană crede că el nu a omorât oameni nevinovați. Apoi îi spune că vrea să audă asta înainte să plece de aici. Styles urmează când este pe punctul de a pleca și îi spune că poate încerca să-l readucă la starea umană. La început nu este de acord cu ideea ei pentru că crede că este o chestie imposibilă. De asemenea îi spune că nu vrea să devină din nou om, dar ea reușește să-l convingă spunându-i că ar putea face gena umană dominantă din nou, pentru că inhibă ADN-ul care poate face gena umană dominantă. Îi promite că va încerca, dar îi spune și că nu poate fi 100% sigură. Apoi Styles este de acord și îi spune un loc și o oră să se întâlnească a doua zi, astfel încât ea să-i poată da injecția care îl poate face din nou om. Îi spune să vină singură, ea l-asigură că va face acest lucru. A doua zi Styles se întâlnește cu doctorul Crystal, are un pistol în mână fiind îngrijorat că cineva ar putea să o urmărească. O întreabă dacă aduce injecția. Doctorul Crystal răspunde da și începe să-și verifice geanta pentru a-i da injecția. Scoate injecția din geantă și încearcă să-l injecteze, dar Styles îi ține mâna și o întreabă de ce îi tremură mâna, deși știe că el nu este un criminal. Apoi își dă seama că ea vine cu mulți soldați cu ea. O întreabă un singur lucru, dacă injecția îl poate readuce la starea de ființă umană, dar ea îi spune că injecția pe care urmează să-i o dea este un sedativ care îl poate ucide. Îl roagă să nu o rănească, iar el îi spune că nu o va răni niciodată. Îl lasă pe ce în siguranță. Ea încearcă să îi ceară scuze, dar el nu vrea să audă nimic. Îi spune că o singură trădare este suficientă. Generalul îi spune că totul este suficient și că a eșuat, dar le spune strigând că nu eșuează în schimb. A reușit pentru că are sufletul său pur. Generalii sunt din nou uimiți de curajul și forța lui. Sunt pe care să-l împuște pentru a scăpa de el. Styles nu ripostează, în schimb își ridică mâinile pentru a fi împușcat. În timp ce sunt pe cale să-l împuște, un sunet ciudat începe să le tulbure mintea, care este prea puternic pentru a sta nemișcați. Toți soldații și generalul nu pot rezista sunetului și cad pe pământ. În mod neașteptat, mai mulți extraterestri încep să apară de nicăieri, ceea ce îi șochează pe toți cei din jur. Arată exact ca Styles. Unul dintre extraterestri se apropie de Styles și îl privește în față cu ochi prietenoși. Extraterestrul își pune mâna pe umărul lui Styles și dispare împreună cu el. La final, toți extraterestrii dispar instantaneu. Generalii erau fericiți, dar doctorul Crystal nu este fericită pentru că își dă seama că au eșuat testul. Extraterestrii au aranjat totul intenționat pentru a afla dacă oamenii sunt buni sau nu, dar au constatat că oamenii nu sunt buni. În cele din urmă vedem cum doctorul Crystal și generalii pică testul și sunt furioși.